Ce să ne așteptăm la această rectificare bugetară? Înțelegem că va avea loc în luna august, pe la jumătatea lunii, după cum spunea premierul. Dacă ar fi ca rectificarea bugetară să aibă titlul corect, ea n-ar trebui să se numească rectificare bugetară, ci ar trebui să se numească bani pentru prietenii mei din partid. Semnat Florin Câțu. Acum, Florin Câțu, ministru de finanțe sau prim-ministru sau în ambele situații. Mă întreb însă și altceva. Dacă remarcăm că stăm prost în agricultură și că nu s-au făcut plățile către fermieri și că programele de investiții de genul programul pentru tomate au fost distruse, de fapt. Putem să spunem că e nevoie, noi ca partid am și depus o moțiune simplă împotriva ministrului Oros, dar poate cineva din PNL își dă seama că e nevoie de o remaniere și la agricultură. Și atunci de ce nu l-am avea pe domnul Câțu și ministrul interimar al agriculturii? Până la urmă, de ce nu l-am avea pe domnul Câțu prim-ministru și ministrul interimar peste tot? Și să zicem că ăla nu mai e guvernul României, e guvernul personal al lui Florin Câțu. Eu înțeleg că colegii mei socialdemocrați sunt supărați cu situația asta, e normal să fie așa, dar eu nu înțeleg cum se abțin colegii liberale domnului Câțu. Pentru că eu nu cred că toată lumea din PNL este irațională și nu vede că ce se întâmplă acum este o șaradă, e un circ de fapt. Domnul Câțu a trecut de limitele politice și s-a dus în stand-up comedy.